Pe litoral și în jur de 38 locale în vest și în sud-vest, precum și în sudul Moldovei. În capitale maxima termică va fi de 37 de grade. Acum la București sunt 22 de grade Celsius. Sfărdatul cu Adrian Săpăcău. Bun găsit! În primul meci al etapei a treia ligii întâi de fotbal, ieri pe stadionul Dinamo din capitală, FC Voluntari și Pandurii din Târgu Jiu au terminat la egalitate 0-0. Dragoș Balaur, portarul Mufovenilor. Al treilea rezultat pozitiv pentru noi. Am fost prin meciul de eliminare, este început de campionat și am întâlnit trei echipe foarte bune. Nu și o echipă mai genă, o echipă care a demonstrat, cu trei luni menționată în problema și Pandurii la fel, echipă cu jucători de experimentație, echipă bună a campionatului nostru. Creștem de la noi la meci și acesta va fi următorul pas, să vedem ce e să câștigăm. Asta este cel mai important.